Poliția română face parte din Ministerul de Interne și este instituția specializată a statului care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice în condițiile legii. Miercuri 21 martie, Poliția Municipiului Câmpul Lung a organizat Ziua Porților Deschise cu prilejul aniversării a 196 de ani de la atestarea documentară a Poliției Române Moderne, care se sărbătorește în fiecare an la data de 25 martie. La activitate au participat elevi de la școlile gimnaziale Sfântul Iacob, Nanu Mușcel și Oprea Iorgulescu, polițiști din cadrul serviciilor proximitate, ordine publică și rutier, precum și de la compartimentul judiciar, au organizat o zi specială prin care au prezentat activitățile și dotarea Poliției Municipiului Câmpul Lung. Pe data de 25, da, sărbătorim Ziua Poliției Române. Da? Noi, în avans, pe data astăzi, din data 21, am organizat, de fapt, Ziua Porților Deschise. Data de 25 martie este aleasă ca și zi a Poliției Române cu o anumită semnificație. Și anume, anul acesta sărbătorim 196 de ani de la nașterea, practic, a Poliției Române. Continuare, o să vă prezint mijloacele din dotarea polițistului. Toate acestea de aici vor fi curtate pe o centură specială, da? Aici avem un baston de cauciuc pe care mulți dintre voi sunt convinsă că îl știți, l-ați mai văzut, nu? Da, da, da. Spray-ul iritan lacrimogen, da? Aici, poftim? E spray cu piper. Este cu piper, într-adevăr. Aici avem o pereche de cătușe. Aici avem pistolul. Pistolul din dotarea polițistului. Este un pistol calibru 7,65 mm. Este model 1974 și este cunoscut sub denumirea de pistolul Carpați. Pistolul are o greutate de 510 grame, deci cam o jumătate de kilogram, da? Alimentarea pistolului se face printr-un încărcător, care are o capacitate de 7 cartușe. Bătaia maximă a pistolului este de 1500 de metri, iar bătaia eficace declarată este de 50 de metri. Întrebările copiilor au fost incitante, de la modul cum este folosit armamentul din dotare până la misiuni speciale sau identificarea și prinderea infractorilor. Începem cu această trusă, care ne este utilă la cercetare la fața locului, în vederea descoperirii de probe pentru a proba activitatea infracțională. Ea conține destul de multe ustensile și obiecte care ne ajută să descoperim probele. Sunt multe obiecte care sunt comune, le știți. Cum ar fi o foarfecă, un metru, așa. Înainte de toate, în activitatea criminalistică, trebuie să ne protejăm pe noi înșine. La final, copiii au ieșit în fața sediului poliției, unde le-au fost prezentate mașinile și dotările acestora. Maia! Un pic aproape așa spre doamna încolo. Ce Manifestările ocazionate de împlinirea 196 de ani de la atestarea documentară a Poliției Române Moderne vor continua pe parcursul întregii săptămâni în tot județul Argeș.